Astăzi ar fi fost ultima zi de plată a datoriilor către bugetul local pentru primul semestru și a taxelor și impozitelor locale pe tot anul pentru a se putea beneficia de reducerea de 10% acordată persoanelor fizice și de 2% pentru persoane juridice. Pentru că ultima zi este sâmbătă, conducerea administrativă a primăriei Slatina a luat o serie de decizii venind în întâmpinarea celor care vor să scape de datorii. Ne apropiem de sfârșitul primului termen de plată, 31 martie, fapt pentru care am prelungit uh, programul de încasări cu posibilitatea de a beneficia de bonificația de 10% pentru persoane fizice și de 2% pentru persoane juridice. Uh, pentru programul fiind următorul, vineri, 30 martie, avem programul de la 8 uh, dimineața până la orele 16.30. Sâmbătă uh, avem program de la ora 8.30 până la orele 14.30 deoarece data de 31 martie aplicată într-o zi de sâmbătă, fiind zi nelucrătoare, vom acorda posibilitatea achitării impozitorilor și taxelor locale cu bonificație inclusiv luni, 2 aprilie. Slătinenii se dovedesc ca în fiecare an contribuabili serioși. Majoritatea persoanelor fizice și-au achitat obligațiile pe întreg anul și au primit reducerea de 10%. Reducere la plata contribuțiilor către bugetul local au primit și jumătate din contribuabilii persoane juridice. În cazul persoanelor fizice, avem uh, un număr de 25.000 de persoane care s-au prezentat la ghișele direcției economice pentru a-și achita obligațiile fiscale provenite din impozitele pe clădiri, impozitele pe teren și impozitele pe mijloace de transport. Uh, dintre acestea, 21.000 au beneficiat de bonificația de 10%. Uh, în cazul persoanelor juridice, la ghișele instituției s-au prezentat în jur de 1.576 de firme pentru a-și achita obligațiile fiscale, dintre care 708 au beneficiat de bonificația de 2%. Pentru persoanele care au uitat să-și achite impozitele și taxele locale, se vor aplica, după data de 2 aprilie, se, vor aplica, se va aplica majorarea de 1% sau fracție de lună. În primele trei luni ale acestui an, 525 de slătineni au ales să scape de datorii din fața calculatorului prin ghiseul.ro. Numărul este cu 20% mai mare decât anul trecut.